Reghia, titular în toate meciurile din acest sezon, s-a făcut astăzi de râs. A primit două goluri de cascadorii râsului. Iată-l pe portarul de la Voluntari, cel care a jucat o lungă perioadă pentru Rapid, două sezoane la Concordia Chiajna. Să vedem această lovitură liberă! E 3-0, Hermannstadt! Superbă execuția Drăghia, fără replică, la acest șut superb al lui Tăta. Parada lui Drăghia nu a putut-o salva pe Voluntar de la primirea golului 3. Areul advers bate Bawab. A respins Martic. Goropsov! Gol! Lasso! Gol, 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 Goropsov! Ce execuție! Absolut fantastică! 1-0. Chiajna deschide scorul în minutul 81. Nicolas Goropsov reușește o bijuterie. Un șut care nu-i lasă nicio speranță lui Mirko Piliaceli, bravul portar al Craiovei, care a reușit câteva parade miraculoase în această seară. De asta dată Piliaceli trebuie să se declare învins. Extraordinară execuția lui Nicolas Goropsov. Fantastic. Mingea se duce în plasa laterală și Chiajna conduce cu 1-0 la Craiova pe CS Universitatea. A merită multe reluări această execuție a lui Nicolas Goropsov. Fantastic golul argentinianului. Șutului trimis ca o torpilă sub bara transversală. Pase goluri ale campionatului. Drăguș a atacat corect acea minge care era departe de el. Treizecilea meci consecutiv cu gol marcat de FCSB pe propriul teren în Liga 1. Performanță fantastică. Florinel Coman, Moruțan și Bălașa sunt în preajma balonului. Toți sunt buni executanți de lovituri libere. Bălașa se retrage. Mai rămân Moruțan și Florinel Coman. Minutul 84, 1-0, bate Coman, gol! Lasso! Florinel Coman, 2-0, bijuterie a lui Florinel Coman, da, punct ochit, punct lovit, un adevărat lunetist. Florinel Coman și FCSB vizează, spun eu, victoria. Odată cu această reușită, în doar 4 minute, roșii albaștri reușesc să marcheze de două ori. Florinel Coman, a patra reușită stagională, al patrulea lui gol în acest campion. Superb
bate din lovitură liberă. Nițui vede târziu mingea și nu se mai poate opune. Noere și Florinel Coman din această... ani a revenit în această vară la FC Botoșani. Să-l vedem însă pe Andrei Cristea. Andrei Cristea încearcă să-l blocheze Soledis.